Nu știu cât dintre voi ați avut vreodată libertatea dumneavoastră privată, măcar pentru câteva clipe. Pentru o oră, pentru câteva ore, pentru o zi. În ziua de astăzi, în contextul în care noi trăim, posibilitatea aceasta este departe de gândul nostru. Deși nu de mult, dacă erai creștin, pocăit, era o posibilitate oricând să fie ridicat din pat și aruncat în închisoare. Dus la interogări. Îmi povestea cineva că una dintre tacticile securității române, când luau oameni, ridicau credincioși, păstori, era ca să-i arunce într-o mașină, fie să pună ceva peste capul lor, fie să-i arunce în portbagaj și să conducă mult și bine, dar aici, în zonă. Ca să creeze impresia că unde i-au dus. Și după ore de zile, de ore de plimbare cu mașina, intra o panică fantastică. Okay, trece jumătate de oră, trece o oră, mașina tot merge. Și la un moment dat îți dai seama, sau începi și te gândești, ăsta e sfârșitul. O să mă arunce undeva, probabil, într-o celulă și o să uite de mine. Și după aia te descărcau la secția de poliție din satul sau orașul de unde erai, te băteau bine, spuneau niște întrebări și spuneau să mergi acasă. Pentru că era la 2 km distanță de unde te-au luat. Teama aia, frica aceea de a fi privat de libertate, de a nu mai fi în control asupra ta, de a nu mai avea dreptul de a merge în dreapta, în stânga, este absolut terifiantă. Eu am experimentat o mică parte cu două ocazii. Odată când eram tânăr, m-am dus în Canada cu un alt tânăr de la noi din biserică ca să ajutăm în construcția Bisericii Baptiste din Montreal. Și când am ajuns la graniță, polițistul de la frontieră ne-a întrebat cu ce ocazie în Canada. I-am prezentat actele, i-am spus că mergem ca să lucrăm la o biserică care acum se construiește și mergem ca să ajutăm cu construcția. Foarte frumos, foarte lejer, ne-a poftit ca să intrăm înăuntru, ne-a poftit într-o cameră, a plecat, a închis ușa și n-a mai revenit câteva ore. Primele 15 minute am fost relaxați. După jumătate de oră ne puneam probleme. După o oră deja intram în panică. După două ore ne făceam tot felul de filme. Și apoi a venit aproximativ 3 ore, a deschis ușa unde ne-a fost încuiată, ne-a prezentat niște hârtii și ne-a dat înapoi pașapoartele ștampilate și ne-a explicat că în Canada, chiar dacă suntem cetățeni americani care au o relație foarte bună cu canadienii, este o ilegalitate să duci să depui muncă fără ca să ai drept de muncă în Canada. Și a făcut toate demersurile ca pe o perioadă de 10 zile să avem dreptul acesta de muncă, pentru că dacă ne-ar fi prins autoritățile din Montreal, biserica ar fi suferit amenzi foarte mari și de asemenea și noi ar fi putut să pățim ceva mult mai rău. Dar teroarea aceea să stai 3 ore închis într-o cameră de un polițist și să nu știi ce să petreci. Cu altă ocazie, m-am dus în Ucraina și aici chiar am fost foarte speriat, pentru că Ucraina nu-i Canada. În Canada totuși ai speranță că cumva se rezolvă problema. M-am dus cu cumnații mei, care în perioada aceea au mers de mai multe ori în Ucraina și am vrut și eu să văd cum e în Ucraina. Și persoana care era ghidul nostru, să spunem așa, ne-a spus: măi, uite care e procedura la trecere în Ucraina, ajungem la frontieră, îți prezinți pașaportul și în pașaport pui 10 grivini. Da? Grivini ăștia or fi banii lor, care nu valorează foarte mult 10 grivini, câțiva lei de-ai noștri. Zice, asta e, pui 10 grivini în pașaport și trecem fără problemă. Și eu, naiv, mândru de etica mea democratică, am zis, băi, eu am pașaport. Sunt cetățean și român și american, am tot dreptul ca să trec, eu nu pun niciun grivin. Și am ajuns la graniță, ne-am dat jos din mașină,
colegii mei de trecere au dat toți pașapoartele cu 10 grivini și toți au trecut. Eu n-aveam niciun grivin, am fost dus la un alt ghișeu și zbiera un ofițer de la frontieră către mine. Nu știam ce spune. M-am întors la cel care era lângă mine, în afara ghișeului, avea o mitralieră, era camuflat. Și zic, ce vrea individul acesta? La care el mi-a luat, cel de după ghișeu, mi-a luat pașaportul și l-a scuturat așa să-mi arate că nu cad grivinii din el. Nu o să primești nimic, zic, ai pașaportul, am tot dreptul. Zic, vreau să vorbesc cu șeful tău. A zâmbit, m-a poftit într-o cameră, a închis ușa, a închis iala, a plecat și după câteva ore a venit după mine și m-a dus la șeful lui. În orele acelea am transpirat, nu mai eram în Canada, eram în Ucraina. A fost la șeful lui în birou, mi-a pus pe masă o hârtie cu un proces verbal, cu o declarație și a zis că semnez și plec. Zis, nu pot să semnez, e în limba voastră. Să fie măcar în română, în engleză, în franceză, în ceva limbă care mai pot și eu descifra. Semnez și pleci. Nu semnez, nu pleci. Și am realizat, dacă nu semnez, mă arunc înapoi în camera aia și mă închid din nou. Dacă semnez, nu știu ce semnez. Dar dacă semnez și iar mă arunc în cameră, tot din camera am plecat. Deci, în celulă, în afara celulei, înapoi în celulă, era tot una. Am semnat și mi-a zis că pot pleca. M-a condus afară, m-am dus spre mașină și mi-a zis, nu, tu pleci, mașina rămâne. Cum să mă duc eu de la granița cu Ucraina până la Zalău? Dar de ce rămâne mașina? Ai furat? Nu-i furat, e mașina mea. Și a fost o lungă discuție, după ce m-a mai terorizat un pic, a râs de mine, mi-a dat cheile și am plecat cu interdicție în Ucraina. Probabil că în ziua de astăzi aș putea să mă duc. Prețul poate e 20 de grivini astăzi, dar nu 10. Dar pentru acele câteva ore care m-au deținut acolo, îți stă inima pe loc, da? Mai ales în Ucraina. Când te ia cu mitraliera la gât, te bag, închide și pleacă, zic, măi, cine o mai știe de mine? Psalmul acesta este scris dintr-un asemenea context. Ca să înțelegem lucrurile, de fapt este scris dintr-un context mult mai grav. Ce am experimentat eu nu se compară deloc, da? Este doar o exemplificare foarte ușoară ca să vă imaginați spaima care există în inima unui om atunci când este în captivitate. Și psalmul acesta este scris fie în perioada captivității babiloniene, posibil că este scris chiar în Babilon de psalmist, sau este scris după, privind în urmă la acea captivitate și își aduce aminte de groaza, de suferința, da? Să înțelegem că acea captivitate n-a fost așa numai că i-a luat și i-au poftit într-o cameră, da? A fost măcel, a fost crimă, a fost abuz, a fost tot ceea ce vine cu războiul, mai ales în lumea antică, urmat de o perioadă de exil, o perioadă de sclavie. Și în acest context, fie acolo în Babilon, psalmistul scrie, dar dacă citim cu atenție, ni se pare că totuși deja vorbim, poate după captivitate, privind în urmă, da? De exemplu, versetul 1, pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam. Da? Nu plâng sau plângem, plângeam. Deci indică cumva că momentul propriu-zis s-a depășit și acum psalmistul se întoarce în urmă și se pune înapoi în acel context. Dar cum mi-aș imagina eu, acum cât de terifiant a fost să fiu aruncat în Ucraina și închis într-o cameră. Da? Și acum îmi reamintesc toată trauma aceasta. Și în această amintire, care cred că este un exercițiu a psalmistului pentru el, dar și pentru poporul lui Dumnezeu, de pocăință prin mecanismul acesta de amintire. Ne amintim de momentele de cercetare, ne amintim de momentele în care am avut suferințe foarte grave, ne amintim de momentele în care Dumnezeu ne-a cercetat în mod profund și amintirea aceasta ne ajută să ne pocăim astăzi. Ne amintim de teroarea care am experimentat-o, ne amintim de groaza captivității, ne amintim de felul în care Dumnezeu ne-a izbăvit și amintindu-ne,
ne pocăim în cadrul, în timpul, în vremea în care ne aflăm, în care ne aflăm astăzi. Structura psalmului ar putea fi împărțită în acest fel. De la versetul 1 la 4 avem această amintire în care psalmistul își amintește împreună cu poporul lui Dumnezeu despre acea captivitate. De la versetul 5 la 6 avem un angajament luat din partea psalmistului. Da? Din nou pare să fie un indiciu că această amintire se produce după captivitate. Și de la versetul 7 la 9 avem o amenințare adusă către acest popor care i-a ținut în captivitate printr-o adresare către Dumnezeu ca Dumnezeu să facă dreptate. Haideți să începem cu amintirea. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În salcile din ținutul acela ne atârneasem harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? În primul rând, observați locația. Locația este foarte importantă aici. Pe malurile râului Babilonului și nu pe malul Iordanului, de exemplu. Nu în Ierusalim. Activitatea se petrece într-o locație care ne indică că ceva este greșit. Ceva foarte rău și terifiant s-a întâmplat. Psalmistul poporului Dumnezeu ar trebui să fie pe malul Iordanului, ar trebui să fie în Ierusalim, nu într-o țară străină în captivitate. Și înțelegem că o schimbare de peisaj, o schimbare de locație, deseori produce o schimbare de perspectivă. Înțelegem că pentru poporul lui Dumnezeu, schimbarea aceasta locativă, de la Ierusalim la Babilon, a transformat radical cum priveau viața. Pentru că știm că atunci când erau la Ierusalim, s-au depărtat de Dumnezeu, deși era un loc unde trebuia să fie cel mai aproape de Dumnezeu. Și a fost nevoie ca să fie mutați geografic vorbind și circumstanțele lor să schimbe radical, ca perspectiva lor să se schimbe. Și de asemenea și noi experimentăm lucrurile acestea. Ce trist ca schimbarea să fie de la Ierusalim la Babilon. Ca schimbarea să fie de la bine la rău, de la libertate la sclavie, de la binecuvântare la blestem. Ce trist să fie necesar de o asemenea schimbare în viața poporului Dumnezeu și în viața noastră ca să ne schimbăm perspectiva, ca să ne analizăm perspectiva, să ne uităm la viața noastră, să ne uităm la prioritățile noastre, la gândirea noastră și să spunem: este bine, este corect, este plăcut înaintea lui Dumnezeu? Și parcă nu suntem capabili să analizăm perspectiva noastră, să vedem că este eronată până când nu suntem strămutați într-o altă locație, într-o altă circumstanță. Până când nu suntem luați de la Ierusalim și duși în Babilon și acolo dintr-o dată realizăm: lucrurile sunt foarte grave. Lucrurile sunt de o manieră terifiantă. Locația este foarte importantă. Pentru poporul lui Dumnezeu, Ierusalimul avea semnificație deosebită. Era cetatea lui Dumnezeu. Era locul în care Dumnezeu se întâlnește cu poporul său. Locul unde ar fi menit ca să fie în părtășie și în siguranță sub protecția lui Dumnezeu. Și ne punem și noi întrebarea dacă pentru noi astăzi, pentru biserică, există asemenea locuri. Dacă contează locația și astăzi. Și adevărul este, deși nu mai avem cetăți de piatră, avem cetăți vii. Avem oaze spirituale în Babilonul lumii acesteia. Cetatea nu mai este din ziduri și clădiri, ci este comunitatea credincioșilor. Acesta este locul și cadrul în care prezența specială lui Dumnezeu este făcută cunoscută. Este locul binecuvântării. Este pentru noi țara promisă. Este pregustarea cetății eterne care o așteptăm. Până când veșnicul Ierusalim va coborî din ceruri, aici putem să pregustăm această bucurie. Să vedem un pic de cum va fi în împărăția lui Dumnezeu. Un pic. În păcate este de multe ori denaturat de păcatul nostru, de firea noastră. Dar chiar și așa,
vedem în bucuriile trăite în mijlocul comunității, în mijlocul adunării sfinților, bucuriile inexplicabile, de o magnitudine fantastică, produse de lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră. Și realizăm cât de minunat va fi când comunitatea aceasta, experimentată pe plan local, experimentată într-o mână de oameni, va fi experimentată într-un număr care nu-l poate număra nimeni. Unde păcatul nu va afecta absolut nimic, unde totul va fi perfect, totul va fi desăvârșit. Și tânjim după asemenea zi, tânjim după asemenea locație. Toți ne dorim să mergem în cer. Da? Zile acestea eram pe mașină cu Timi, cu Lavinia și cu băiatul lor mai mare, Alex. Și Alex, ca și copiii, a început la întrebări. Mami, unde-i cerul? Bună întrebare. Da? Tu cum ai răspunde? Unde-i cerul? Da? Mami, dar iadul unde-i? E sub pământ? Dacă cerul e în sus, iadul trebuie să fie în jos. Logic, nu? Mai nici cerul nu e în sus, nici iadul nu e în jos. E mai complicat decât atât. Da? Locația contează și pentru noi. Dar locația, în primul rând, cerul, în primul rând, este pentru noi, poporul lui Dumnezeu, strâns în jurul lui Dumnezeu. Cerul este prezența neintermediată a lui Dumnezeu în viața noastră. Ca tare, dacă acum mori și ești credincios, te duci în cer, în prezența lui Dumnezeu. Da? Absent din trupul acesta, prezent cu Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel. Și când Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou, vei fi în cer aici pe pământ. Pentru că aici va fi cetatea lui Dumnezeu. Pentru că aici va fi prezența lui Dumnezeu. Deci cerul este o locație, într-un fel, dar cerul mai mult este o relație. Cerul este prezența lui Dumnezeu. Și din punctul acesta de vedere, avem și noi o cetate. Și cetatea aceea este numită Biserica. Avem și noi un loc în care vrem să mergem ca să fim mai mult în prezența lui Dumnezeu. Și locul acela este numit adunarea sfinților. Și istoria este plină de oameni care au înțeles această realitate, au experimentat această realitate, încât au fost dispuși să plătească orice preț, să nu fie privați de dreptul de a pregusta cerul în mijlocul bisericii. Multe comunități de puritani din Europa de Vest, din țările nordice, de exemplu, au părăsit țara lor nativă și au mers în depărtare, unele în America, alții în alte țări, pentru simplu fapt că au vrut să aibă libertatea să se închine fără să fie opriți. Istoria înregistrează biserici întregi, sute de oameni care într-o seară au părăsit casă, masă, avere, au împachetat tot, s-au urcat pe corabie și au trecut oceanul și singurul lucru care li s-a promis este că acolo nu va interveni nimeni ca să-i împiedice din închinarea lor. Ce ne-ar putea despărți pe noi de un asemenea loc? Ce ne-ar putea pe noi despărți de locul, cu ghilimele de rigoare, în care Dumnezeu se face cunoscut, în care poporul lui Dumnezeu se bucură într-un mod deosebit de prezența lui Dumnezeu? Nu? I-ai spune psalmistului când tânjește ca din nou să fie în Ierusalim, din nou să fie în cetatea lui Dumnezeu, din nou să fie acolo unde închinarea poporului Dumnezeu era într-un mod deosebit. Stai liniștit, tu n-ai auzit că Dumnezeu este pretutindeni și te poți închina oriunde? Stai liniștit în Babilon, că poți ca să te închini de acolo. Ce trebuie tu să fii la Ierusalim? Psalmistul ar fi zis, băiete, fato, nu știi ce vorbești. Acolo, la Ierusalim, acolo unde poporul lui Dumnezeu este strâns în închinarea lui Dumnezeu, după regula lui Dumnezeu, în locul poruncit de Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu a promis că va fi prezent, acolo este ceva deosebit. Da, eu pot să mă rog oriunde, eu pot să citesc oriunde. Și pentru noi, locul acela este adunarea sfinților, locul acela este oriunde Biserica se adună la oaltă în jurul Evangheliei pentru părtășie cu Mântuitorul ei. Ce ne-ar putea pe noi despărți de un asemenea loc? Pentru poporul Israel, despărțirea de Ierusalim n-a fost una opțională. Nu s-au trezit într-o dimineață și au zis,
ne-am săturat de Ierusalim, vrem să mergem în Babilon, emigrăm. Pentru poporul Israel a fost datorită faptului că au fost biruiți și luați în captivitate. Și este adevărat că acest eveniment a fost ca și o judecată a lui Dumnezeu asupra lor. Dar asta nu a ușurat tranziția cu absolut nimic. Dar pentru noi, ce ne biruie pe noi? Ce armate stau la porțile noastre încât, de bună voie și nesiliți de nimeni, părăsim locul în care putem să ne întâlnim în mod deosebit cu Dumnezeu? Părăsim comunitatea, cadrul în care Dumnezeu a promis că va lucra într-un mod deosebit. Observați apoi postura din care scrie psalmistul. Ședeam jos și plângeam. Amintirea care în acest psalm am putea spune că este sinonimă cu pocăința, nu este posibilă fără această postură, care are două elemente. Întâi, capitularea, înfrângerea, și apoi regretul. Ședeam jos este o postură care denotă tristețea înfrângerii. Da? Omul care pune jos. Da? Știți expresia și în română. N-am mai putut, gata, am pus jos și am capitulat. În vedere de tipar literar, înțelegem că cel ce merge ca să înfrângă, să cucerească, nu se pune jos, ci se ridică în picioare. Dar cel ce este înfrânt, cel ce este cucerit, cel ce nu mai are energie, putere, resurse să continue, șade jos, să dă bătut. Iar poporul lui Dumnezeu este aici, frânt. Și nu doar fizic, ci și spiritual. Este terminat. Este captiv din toate punctele de vedere. Este în sclavie și în robie din toate punctele de vedere. Și fizic și spiritual. Să știți că înfrângerea lor a început cu mult înainte să fie biruiți de Imperiul Babilonian. A început când s-au depărtat de Dumnezeu. Când au început să pătrundă idolii păgâni în cetatea lui Dumnezeu. Când au uitat de bunătatea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, deși trăiau în locul în care era cel mai puternic manifestat. Atunci a început înfrângerea. Apoi ceea ce a urmat prin judecata prescrisă de Dumnezeu, prin exilul babilonian, prin cucerirea lor, prin armatele Babilonului, a fost doar rezultatul final. Începutul a fost de natură spirituală. Falimentul a fost de natură spirituală și a început cu mult înainte ca să înceapă captivitatea babiloniană. Să știți că ambele sunt necesare pentru adevărata pocăință. Ambele posturi, ambele experiențe. Pe de o parte, ai nevoie de capitulare, dar ai nevoie și de regret. Nu este suficient să te simți înfrânt. Trebuie să-ți pară rău. Dacă doar pui jos pentru că te simți înfrânt, dar nu regreți cu adevărat, nu regreți ceea ce ai pierdut, spiritual vorbind, ceea ce ai risipit, nu regreți păcatul care te-a dus în starea aceasta. Fără un adevărat regret nu există pocăința. Doar înfrângerea unită cu regretul, unită cu părerea de rău, sinceră, pentru starea ta, pentru păcatul tău, doar aceea aduce reînnoirea. Înfrângerea de una singură aduce doar înfrângere. Ai pus jos și unde ești când ai pus jos? În mijlocul păcatului. În mijlocul captivității. În mijlocul Babilonului. Pocăința este capitularea unită cu regretul, unită cu părerea de rău. Și atunci vine înnoirea. Poporul lui Dumnezeu a fost în cele din urmă, după promisiunea lui Dumnezeu, scoasă din exil. Dar întâi a fost nevoie de pocăință adevărată, de capitulare înaintea lui Dumnezeu și de părere de rău, de regret pentru răzvrătirea lor, pentru păcatul lor. Pentru că fără regret rămâi doar cu înfrângere. Rămâi doar cu capitulare. Rămâi doar cu realizarea că nu poți face nimică și rămâi captiv. Tu, dragul meu, ai experimentat vreodată atât înfrângerea cât și pocăința înaintea lui Dumnezeu? Eu nu știu în această dimineață ce anume te-a prins pe tine în captivitate. Care-s lanțurile lumii acestea care te-au legat?
Dar ai capitulat tu vreodată înaintea lui Dumnezeu? Privești cu adevărat, cu tristețe și regret la viața ta, la păcatele tale, la felul în care te-ai depărtat de Dumnezeu? Ți-ai dat seama ce ai pierdut când te-ai depărtat de locul în care Dumnezeu a promis să te binecuvânte? Poate ești credincios, poate ești botezat. Și privești la viața ta în ultima perioadă și zici, văd că mă mut de la Ierusalim spre Babilon. Și nu-mi place. Dar nu-s dispus să capitulez și nu-s dispus să plâng lacrimi de pocăință. Sunt mulți oameni care poate chiar să simt înfrânți. Dar în loc să regrete înfrângerea lor, se împacă cu ea. În loc să urască starea în care au ajuns și păcatul care i-a dus acolo, se obișnuiesc cu el. Oricum sunt înfrânt, nu mai pot face nimic, frate. Nu mai pot face nimic. Uite-te în ce hal am ajuns. Gata. Îs înfrânt, îs terminat. Mai poți face ceva. Poți să regreți. Poți să-ți pară rău pentru că ai ajuns în halul acela. Poți să urăști ceea ce te-a adus în halul acela. Urmează apoi amintirea. Amintirea este ultimul pas în procesul acesta de pocăință a poporului și a psalmistului. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. Aceasta este pocăința pentru copilul lui Dumnezeu aflat în captivitatea păcatului. Întâi e nevoie de o perspectivă nouă. Uită-te în jurul tău și realizează unde ești. De fapt, sunt Biserica Sfânta Treime. Nu. Uită-te în jurul tău și realizează unde ai ajuns spiritual vorbind. Ești în locul în care te întâlnești cu Dumnezeu sau ești în Babilon? E nevoie de o nouă perspectivă. Apoi este nevoie de o capitulare. Ședeam jos, am pus jos. Nu mai pot, da? Nu mai pot așa. Și apoi este nevoie de regret. Amintirea este ceea ce se produce din acest proces. Și orice lucru binecuvântat este să-ți amintești de Dumnezeu în nenorocirea ta, în sclavia ta, în captivitatea ta. Ce binecuvântare să te afli din nou, și spun din nou, pentru că mulți dintre noi nu mai, să te afli din nou tânjind după prezența lui Dumnezeu. Să realizezi că nu ți-a mai lipsit în ultima perioadă. Pentru că te-ai obișnuit cu Babilonul, pentru că ai capitulat, dar n-ai regretat. Să dorești mai mult decât orice să fii acolo unde El a promis că va fi în mijlocul poporului Său. Să-ți amintești de părtășiile frumoase cu frații tăi. De nopți târzii în cuvântul lui Dumnezeu. De lacrimi vărsați împreună. De momentele de bucurie în închinare. De pocăința adevărată. De bucuria inimaginabilă când Dumnezeu și-a făcut prezența cunoscută în viața ta în mijlocul adunării. Să-ți amintești și să plângi lacrimi de tristețe. Lacrimi de înfrângere, dar mai mult decât orice, lacrimi de pocăință. Să zici, eu nu pot, n-am cum, nu mai am putere, sunt copleșit de păcatul acesta, sunt copleșit de lumea aceasta, de necazul acesta, dar regret. Nu vreau să fiu în această stare. Nu vreau să fiu în această robie. Asta este pocăința. Privești păcatul, recunoști falimentul, recunoști înfrângerea și regreți din toată inima ta, cu părere de rău, ceea ce ești, ceea ce ai ajuns, ceea ce ai făcut și apoi îți amintești. Îți amintești de Dumnezeu. Te întorci cu toată ființa ta spre Dumnezeu și spui, eu nu pot, eu am capitulat, eu am falimentat. Îmi pare rău, dar realizez că nu pot face absolut nimică, dar îmi amintesc de Dumnezeu. Eu știu că la El este iertare. Priviți în contrast cruzimea captivității. În salcile din ținutul acela ne atârnasem harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Imaginați-vă, duși în captivitate, umiliți, abuzați,
înrobiți și asupritorii lor vin și spun, vrem cântare și vrem să o faceți cu bucurie. Nu vrem servire moroconoasă, nu vrem să ne cântați așa, vrem să zâmbiți și să ne bine dispuneți. Și dacă nu faceți, știți care sunt consecințele. Ce cruzime! Cât de diabolic! Răspunsul psalmistului este un nonsens pentru creștinul modern, care crede că poate cuceri el cultura. Ideea asta de a cuceri cultura este o sintagmă, o lozincă folosită de bisericile moderne, care cred că ei pot să cucerească ei cultura cu muzica lor, cu închinarea lor, nerealizând că în momentul în care cânți pentru amuzarea Babilonului, tu ești cel care ai fost cucerit. Nu ei. Tu ești cel care ai fost subjugat, nu invers. Răspunsul psalmistului este și a poporului, acum că se află în momentul acesta de pocăință, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin. Dar care ar fi problema? Faceți și voi un pic de evangelizare. Cântarea Domnului este pentru Domnul și pentru poporul său. Și ea trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu și doar lui Dumnezeu. Și bucuria închinării care o generează cântarea duhovnicească este pentru copiii lui Dumnezeu în mod exclusiv atunci când ridică glasul închinare. Într-o închinare pură și sfântă înaintea lui Dumnezeu, în locașul lui Dumnezeu, în adunarea sfinților. Cântarea credinciosului în închinare nu poate fi profanată pentru distrarea Babilonului. Cântați-ne ceva. Să ne distrăm și noi un pic. Cântările alea care le cântați la templu. Dar așa, cu bucurie. Așa, pe placul nostru. Dacă tot v-am cucerit. Cucerirea modernă, care o experimentăm noi astăzi, este total diferită decât cucerirea antică. Cucerirea modernă este, în primul rând, o cucerire culturală, economică, socială și mai puțin militară. Noi nu ne dăm seama, dar am fost cuceriți. Am fost cuceriți economic, am fost cuceriți cultural, suntem cuceriți social. Imperiile moderne care există astăzi folosesc ca și arme primordiale, nu bombele, ci informațiile. Muzica, filmele, cultura și așa mai departe. În 1996, Thomas Friedman, un economist, a propus o teorie, el a propus-o mai în glumă, dar are mult adevăr și chiar a fost la un moment dat preluată de mulți și teoria lui se numea teoria McDonald's, Imperiul lui McDonald's. Da? Știți, Mac, Big Mac. Și el a zis în felul următor, nu există în istoria modernă două țări care ambele să aibă Mac, McDonald's și să fie în război una cu alta. Pentru că deși nu fac parte din același imperiu, deși poate nu au un tratat stabilit, când ajunge restaurantul acesta, care este o icoană a culturii americane, să zicem așa, se înțelege că facem parte din același imperiu. Se înțelege că avem aceleași valori. Oamenii, spunea el, care pot să meargă la Mac, nu sunt preocupați cu războaie. Ei vor să meargă la hamburger. Și, într-adevăr, în mare parte, dacă ne uităm în ultimile decenii, au fost doar 3 sau 4 conflicte care au implicat două țări care ambele au avut Mac. Interesant, nu? Pe când în celelalte țări, unde nu este influența aceasta culturală, economică, se luptă războaie la greu. De ce? Pentru că imperiul nu mai este unul militar, este unul economic. Nu mai este unul care să luptă numai cu soldați, să luptă cu cultură. Nu mai exportăm doar bombe, exportăm muzică. Dacă America vrea ca să cucerească România, le trimite CD-uri cu muzică. Dacă biserica trebuie să fie cucerită de imperiul lumii acesteia, o facem prin muzică, nu trimitem soldați. Nu trebuie ca să închidem ca și în China. Interesant este că în China îi avertizează cu moartea și biserica crește. Și oamenii să pocăiesc și să zbat spre sfințenie. Și în România biserica este în declin. Da? În ultimii 10 ani, cultele evanghelice sunt în declin, mai ales cultul baptist. Din motive demografice, în primul rând. Da?
De ce? Pentru că am fost cuceriți. Nu mai avem securitatea, nu mai avem comuniștii, dar avem alte imperii care ne-au cucerit prin cultură, prin economie, prin mișcări sociale și așa mai departe. Astăzi biserica modernă este mai mult decât fericită să cânte pe placul Babilonului, să joace pe placul Babilonului, să facă orice să le producă bucurie. Vrem să fim atractivi pentru ei. Vrem să ne placă, să privească la închinarea noastră, la activitățile noastre, să spună ce frumos. Ceea ce înainte poporul lui Dumnezeu, aflat într-o lume străină, spune asta nu-i pentru tine. N-am să fac așa ceva. N-am să pângăresc cântarea duhovnicească. Închinarea poporului Dumnezeu pentru distracția ta. Astăzi, biserica face din propria inițiativă. Cum putem să mai introducem ceva, să mai schimbăm ceva, să mai facem ceva, să se simtă bine când vin la noi? Dar, fraților, bucuria duhovnicească nu este a lor, nu le aparține. Și cântarea Domnului nu este plăcută lor și nu trebuie să fie plăcută lor. Închinarea poporului Dumnezeu nu este pentru ei. Este în primul rând pentru Dumnezeu. Ei nu trebuie să simtă bine în mijlocul nostru. Ei trebuie să simtă prost. Ei trebuie să simtă păcătoși. Ei trebuie să simtă vinovați. Ei nu trebuie să simtă bine decât dacă în mijlocul nostru sunt luați ei captivi de Duhul lui Dumnezeu. Adoptați, nu înrobiți. Iubiți, nu asupriți. Și prin credință și pocăință devin parte din poporul lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, ceea ce biserica făcea și pentru ei era plictisitor, ceea ce pentru ei era pur și simplu straniu, dintr-o dată este sublim. Cântările acelea cu mesaje profunde despre gloria lui Dumnezeu, rugăciunile acelea care înainte stăteau în biserică, spune, nu mai termină ăștia odată, să roagă de 40 de minute și nu mai termină odată, acum sufletul lui se bucură, inima lui bate în piept când aude o rugăciune sinceră a unui frate. Nu trebuie schimbată închinarea, trebuie schimbat omul, trebuie ca el să fie luat captiv, nu noi trebuie să fim captivați de cultură. Și ei, când vin în mijlocul nostru, trebuie să fie captivați de puterea Duhului Sfânt. Ceea ce urmează, după acest moment de amintire, după acest moment în care poporul se pocăiește înaintea Domnului, în care chiar în captivitate fiind se delimitează de lume și spun, nu o să ne pângărim, nu o să facem profan ceea ce este sacru. Imaginați-vă, totuși, replica aceasta este fantastică pentru că când erau la Ierusalim, ei introduceau idoli în cetatea lui Dumnezeu și în închinarea sfântă de bunăvoie. Și acum, în captivitate, cu sulița, cu sabia la gât, spun nu. Ce este pentru Domnul, este a Domnului. Și trebuie păstrat așa cum El ne cere. Și doar pentru cine cere El. Și doar acolo unde cere El. După momentul acesta fantastic de pocăință, de amintire, urmează un moment în care psalmistul ia un angajament. Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stăinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Și amintirea și pocăința vine așa de greu, uitarea se produce așa de repede. Durează poate ani de zile și multe necazuri și exil și persecuție și boală și ca să simțim într-adevăr cercetarea pocăinței. Și după o săptămână de bine am uitat. Și psalmistul recunoaște pericolul acesta și vine și ia un angajament înaintea lui Dumnezeu. Un angajament că el nu va uita. El nu-l va uita pe Dumnezeu. El nu va uita că el tânjește mai mult decât orice să fie în prezența lui Dumnezeu, în cetatea lui Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu, în închinarea înaintea lui Dumnezeu. Observați un lucru interesant, că până în acest moment, psalmistul a vorbit în mod corporativ pentru întregul popor.
Și dintr-o dată aici schimbă, da? Ați observat lucrul acesta. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam. Nu? Nu când îmi aduceam, când ne aduceam aminte. Căci acolo biritorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie. Versetul 4. Cum să cântăm noi, dar nu cum să cânt eu. Deci totul se raportează la poporul lui Dumnezeu. Dar acum, când vorbește despre acest angajament, vorbește la persoana întâia, în mod personal. Dacă te voi uita. Dacă te vom uita. Și este aici o lecție în sine fantastică pentru noi. Există momente de cercetare a comunității, la care participăm împreună și ne amintim. Suntem cercetați, ne amintim de vremurile bune. Ne amintim de păcatul care ne-a depărtat de Dumnezeu. Vedem starea noastră, regretăm și ne amintim ce bine era când eram mai aproape de Dumnezeu. Poate experimentăm un asemenea moment chiar în momentele acestea. Dar aceste momente de cercetare, dacă nu sunt însușite în mod personal, nu doar la nivel de comunitate, sunt inutile pentru tine. Pentru comunitate sunt benefice. Dar pentru tine, dacă nu ți-ai însușit această amintire, dacă n-ai făcut-o personală, dacă n-ai luat un angajament, pentru că în scurt timp vor fi date uitării. Eu bănuiesc că în inimile noastre momentul acesta de cercetare nu rezistă nici până miercuri. Hai, în seara asta mai cugetăm un pic, poate când ne rugăm de seară, poate acasă de seară înainte să ne culcăm, mai simțim așa un pic de cercetare, de regret. A vine luni, tabula rasa. Psalmistul știe că așa stau lucrurile și el acum atrage atenția asupra lui și spune: bun, am experimentat ca și popor această cercetare. Ne-am amintit ca și popor această realitate, dar eu nu vreau să uit niciodată. Eu iau angajamentul acesta ca să nu uit niciodată. Pocăința poate fi experimentată de o comunitate, de o biserică, de un grup de oameni, dar în cele din urmă pocăința este ceva personal. Dacă Biserica Sfânta Treime ca și comunitate se pocăiește, iar tu ești doar purtat de val, fără ca să experimentezi tu în mod personal pocăința, în scurt timp vei uita. În scurt timp ceea ce s-a petrecut în cadrul comunității va fi uitat. Și te vei depărta și vei fi luat din nou în captivitate. Pentru că tu n-ai experimentat. Pentru că tu nu ți-ai amintit. Pentru că tu n-ai luat un angajament. Pentru că tu n-ai vegheat ca ceea ce ai experimentat astăzi. Să-ți amintești mâine și poimâine și săptămâna viitoare și anul viitor. Psalmistul ia un angajament să facă două lucruri. Pe de o parte, să își amintească. Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de străinăcia, de străinăcia ei, să mi se lipească limba de ceruguri. Priviți cu câtă severitate tratează psalmistul problema. El nu zice, dacă te voi uita, îmi pare rău. Ci realmente, dacă aș mai fi în stare să te uit, Doamne, fă, probabil referința la dreapta mea de stăniceia se referă la ideea de a cânta, da? Cu harfă. Și lipirea limbii pe cerul gurii, inabilitatea de a rosti cuvinte. Doamne, dacă aș fi în stare ca să uit ceea ce astăzi mi-am amintit, pocăința care astăzi am experimentat-o, Doamne, nu mai am nicio speranță. Ia de la mine tot. Ai fi în stare să spui așa ceva înaintea lui Dumnezeu? Și ce este foarte interesant? Că oricum asta se întâmplă dacă îl uiți pe Dumnezeu. Bucuria aceea de un moment care ai experimentat în închinare, în cercetare, când uiți de Dumnezeu, nu mai experimentezi. Bucuria laudei, bucuria cântării, bucuria rugăciunii sincere de mărturisire, bucuria părtășiei, toate acelea dispar. Dacă nu-ți amintești din nou și din nou de Dumnezeu. Al doilea aspect, psalmistul ia un angajament să facă din Ierusalim culmea bucuriei lui. Să se bucure în Domnul, în mijlocul poporului Dumnezeu
în cetatea lui Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Interesant. Și dacă nu faci asta, spune el, Doamne, mă poți nimici. Îmi poți lua tot ce este mai bun. Pentru că fără Dumnezeu în viața noastră nu avem nimic bun. Psalmistul încheie, am avut amintirea, momentul de pocăință, angajamentul și încheie cu această amenințare. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: Radeți-i din temelii, afi ca Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut, ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Psalmistul nu este crud, posibil citind aceste versete zici ce cruzime. Psalmistul nu cere altceva decât echitate, decât dreptate. Asta au experimentat ei. Copiii lor au fost omorâți, copiii lor au fost luați în captivitate. Și psalmistul spune, trebuie să vină o zi în care să face dreptatea. Nu o să o facem noi, dar el nu spune că el va face asta sau că poporul va face asta, dar va veni o zi în care se va face dreptate. Așa cum Dumnezeu a ridicat Babilonul spre judecata poporului Israel, vine vremea de judecată pentru Babilon. Și psalmistul vrea ca Babilonul să știe că acea zi este iminentă. Acea zi este inevitabilă. Atunci când privim în jurul nostru, la lumea aceasta, și vedem puterea ei, influența ei, câteodată uităm că vine judecata. Credem că tot ei vor fi la putere. Tot ei vor fi în control. Și mesajul nostru, de multe ori, este un mesaj care caută acceptarea lor, pentru că dacă ei sunt la putere, atunci să avem trecere. Când, de fapt, mesajul Evangheliei, în primul rând, pentru lumea aceasta, pentru Imperiul Întunericului, este unul de judecată. Orice mesaj al nostru, ca și biserică creștină, ca și creștini, către Babilonul în care ne aflăm, este amenințare. De asta e, tu ești sclav. Tu n-ai armată, tu n-ai putere. Cum vii tu și îți concluzionezi psalmul cu amenințare? Cum vii tu, frate păstor, și ameninți puterile Întunericului? Secretul este că nu ameninți eu. Și știu că Dumnezeu a promis că va face dreptate. Amenințarea este inevitabilă. Amenințarea nu este doar posibilă, este o certitudine. Scriptura ne spune că vine judecată. Ar trebui să trâmbițăm această realitate. Oameni buni! Vine judecata. Problema numărul 1 în România nu e că va veni criza economică, aceea va veni. Prognoza mea personală, 48 de luni maxim, da? Faceți pregătiri. Problema numărul 1 e că vine judecata. Problema numărul 1 pentru orice om care se plimbă astăzi pe stradă în Zalău, nu e inflația. Nu e problemele sociale, nu e că nu se asfaltează drumurile bine. Problema numărul 1 e că într-o zi, poate chiar noaptea aceasta, Dumnezeu îi va cere sufletul și va trebui să dea ochii cu Creatorul Său și să fie judecat după faptele Lui. Apoi vine vestea bună. Că există scăpare. Că există mântuire în Domnul nostru Iisus Hristos. Cum? Păi dacă blestemul înseamnă să fii strămutat din Ierusalim în Babilon, din poporul și cetatea lui Dumnezeu, în poporul și în cetatea păgânilor, mântuirea înseamnă să fii strămutat din împărăția Întunericului, din Babilonul lumii, în poporul lui Dumnezeu. Să fii adoptat, să faci parte din cetatea, din poporul lui Dumnezeu, să fii protejat de El. Și toate acestea, numai și numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care iartă și răscumpără pe cei păcătoși. Dumnezeu să facă în această dimineață să ne amintim, să ne pocăim cu adevărat din nou, să luăm un angajament înaintea Lui și să nu uităm niciodată de amenințarea care așteaptă pe fiecare om, care este judecata finală și de singura
salvare care există. Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.